Seara trecută, un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul național 56A între localitățile Șimian și Hinova. Trei tineri au fost implicați, dintre care unul și-a pierdut viața. Seara trecută, în jurul orelor 23, pe drumul național 56A, în afara localității Șimian, a avut loc un accident rutier în urma căruia un tânăr de 25 de ani, pasager al autoturismului implicat, și-a pierdut viața, iar alți doi tineri cu vârste cuprinse între 22 și respectiv 25 de ani au fost răniți. Am fost solicitați la un accident rutier cu trei victime încarcerate în localitatea Șimian. Acolo am găsit trei tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 ani, primul cu traumatism cranian, cel de-al doilea cu traumatism cranian, traumatism mână stângă și genunchi drept, fiind cooperanți doar cu amnezie retrogradă. Cel de-al treilea, fiind în stop cardiorespirator, s-a început manevre de resuscitare, dar din păcate fără niciun rezultat, leziunile fiind incompatibile cu viața, s-a declarat decesul de către medicul SAJ Mehedinți. Se pare că șoferul circula cu o viteză foarte mare, a pierdut controlul volanului și a ricoșat într-un cap de pod. Acesta a încercat să evite impactul cu un alt autoturism care a ieșit din benzinărie și nu s-a asigurat. În urma accidentului au rezultat trei victime, dintre care una încarcerată, din nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au descarcerat victima, un bărbat de circa 22 de ani, în stare de inconștiență. Din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat de către medicul SAJ. Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Târgu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMURG la un accident rutier produs pe DN56A în localitatea Hinova. În urma accidentului, în care un autoturism a intrat într-un cap de pod, au rezultat trei victime, din care una încarcerată. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au descarcerat victima, un bărbat de circa 22 de ani, în stare de inconștiență. Din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat de către medicul SAJ. Celelalte două victime, doi bărbați de circa 21 de ani, respectiv 25 de ani, au fost evaluate de către echipajele SMURT și SAJ la locul evenimentului, fiind ulterior transportați la spital în stare de conștiință. Pasagerul din dreapta a fost declarat decedat de către echipajul SAJ după 45 de minute de resuscitare. În acest caz s-a deschis un dosar de cercetare penală. De astfel, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de jandarmi care au asigurat ordinea și liniștea publică.